Așa, stați că am mai primit ceva lângă butașii de zmeură, pe lângă factură. Apropo, n-am spus. Prețul mi se pare acceptabil, bun. Adică 5 lei și ceva, 5 lei 50 butașul. E ok, mă rog, se mai adaugă ceva transport. Dar, mult mai interesant, pepinierele fundule au pus lângă acești butași și tehnici de plantare și întreținere culturi zmeuri, mur și coacăz. Da? Cum se plantează, noi recomandăm plantarea toamna după căderea primei brume, dar și în primăvară. Se vor face găuri în pământ 20-25, distanțele între rânduri și pe rând. Zmeura din 40 în 40 de centimetri. Deci, tehnici de plantare, udarea butașilor, întreținerea culturii, combaterea dăunătorilor. Și, apropo de, mă rog, continuă, îngrășămintele, clima și rezistența, recomandări, atenționare. Verificați rădăcina plantelor înainte de plantare. Scurtați drajonul, butașul, pentru a vă asigura că în interior seva este verde. Pe exterior este normal să fie lemnificat. Se acceptă orice reclamație. Ok. Foarte frumos din partea lor. Pe lângă asta, pepinierea fundulea trimite și o schemă de tratamente, un program de tratamente pe fenofaze, începând din perioada repauzului vegetativ și până la ieșirea din vegetație. Spune și denumirea bolii și niște produse, mă rog, niște denumiri comerciale, dar le puteți înlocui cu produse similare, concentrațiile, perioada aproximativă care diferă de la sol la sol în care se fac aceste tratamente. Jos pălăria pentru pepinierele fundulea. Am mai primit și de la alte pepiniere, e adevărat, dar ca și pepiniera fundulea, nu. Adică, mi se pare că s-au gândit chiar și la cei neinițiați, la publicul larg, să poată să știe cum se plantează, cum se întrețin mai ales acești arbuști. Încă o dată, zmeuri, mur și coacăz. Și afin. Iar schema de tratamente este absolut la fel pentru toți arbuștii. Încă o dată, felicitări pe pepinierea fundulea. Pare rău că n-am adăugat la acela videoclip. Poate fac un întreg, deși asta cu editarea pe mine mă depășește un pic. Da, am ținut să vă arăt și aceste lucruri. Mulțumesc!